Un incendiu puternic a izbucnit ieri seară la o locuință în comuna Jiana. Trei echipaje de pompieri au intervenit de urgență la fața locului, însă în imobil a fost găsită o femeie în vârstă de 83 de ani, fără semne vitale. Incendiu violent în comuna Jiana. Pompierii din cadrul stației Vânjumare au intervenit de urgență ieri seara după ce o casă din localitatea Cioroborene a fost cuprinsă de flăcări. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat în întreaga locuință. Pompierii au acționat pentru localizarea acestuia, în interior fiind găsit o persoană decedată. Este vorba despre o bătrână în vârstă de circa 83 de ani. Aseară, echipaje operative de pompieri din cadrul stației Vânjumare au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă în localitatea Cioroboreni din comuna Jiana. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la întreaga locuință. Din nefericire, pompierii au găsit în interior o persoană decedată, o bătrână în vârstă de circa 83 de ani. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost determinată de amplasarea necorespunzătoare a materialelor combustibile față de sistemele de încălzire. Cauza decesului ar fi fost o degajare mare de fum în interiorul casei. În ultimele trei zile, 9 persoane și-au pierdut viața în incendiu la locuințe, majoritatea victimelor fiind vârstnice. Aveți grijă de părinții și bunicii voștri. Sunt bătrâni și poate nu știu ceea ce trebuie să facă, iar în această perioadă sunt cei mai vulnerabili. Insistați să curețe coșurile de fum, să nu folosească aragazul pentru a se încălzi și să nu lase lumânări aprinse peste noapte.